Bine ați revenit la al treilea episod din miniseria Viteza Luminii. Ați văzut până acum că experimentul Michelson-Morley n-a putut pune în evidență mișcarea Pământului față de eter. Dar rezultatul experimentului ar fi putut fi explicat dacă eterul luminifer ar fi antrenat de corpurile în mișcare, adică dacă, de pildă, Pământul, cu tot ceea ce ține de el, inclusiv atmosfera, duce cu el eterul care se găsește în volumul pe care îl ocupă. Așa cum un automobil duce cu el aerul din interiorul lui. Gândiți-vă la experimentul pe care l-am făcut măsurând timpul de propagare a sunetului dus întors. Dacă am face acest experiment într-o cabină închisă, așa cum vedeți acum, plasată pe platforma vagonului de marfă, mișcarea vagonului față de aer n-ar afecta timpul necesar sunetului să parcurgă dus întors distanța de la difuzor până la paravan. Pentru simplul motiv că aerul din cabină s-ar mișca odată cu cabina. În cabină n-ar exista vânt, n-am mai simți mișcarea față de aer. În acest caz, totul se petrece ca și când vagonul ar fi în repaus, deoarece aerul din cabină este antrenat de mișcarea cabinei, odată cu difuzorul, cu paravanul și cu tot ceea ce se găsește în interior. La fel și în cazul luminii, dacă eterul se mișcă odată cu Pământul, e normal să nu putem pune în evidență mișcarea Pământului față de eter. Nu există mișcare a Pământului față de eter, pentru că, în acest caz, eterul ar fi antrenat, s-ar mișca odată cu Pământul. Numai că în anul 1851, cu mulți ani înainte de experimentul Michelson, Fizeau, același Ippolit Fizeau, care în 1849 a reușit să măsoare viteza luminii, a făcut un experiment în care a comparat viteza unei raze de lumină care se propagă prin apă în sensul de curgere al apei, cu viteza unei raze de lumină care se propagă tot prin apă, dar contra sensului de curgere al apei. Puteți vedea o schemă simplificată a experimentului lui Fizeau în acest desen. Lumina unei surse este despărțită în două, să spunem două raze de lumină, cu ajutorul unei oglinzi semitransparente. Una dintre raze, cea desenată cu maro, se propagă contra sensului de curgere a apei printr-un tub, iar cealaltă, cea desenată cu verde, se propagă în sensul de curgere al apei. Apoi, cele două raze sunt suprapuse cu ajutorul unor oglinzi și, folosind un interferometru, se măsoară dacă și cu cât rămâne în urmă una față de cealaltă. Dacă eterul este antrenat de corpurile în mișcare, raza care se propagă contra sensului apei se propagă și contra sensului de mișcare al eterului, așa că ar trebui să rămână în urmă față de raza care se propagă în sensul de mișcare, de curgere a apei. Dar experimentul lui Fizeau n-a fost concludent, deoarece a arătat o diferență de viteză între cele două raze, dar mult mai mică decât arătau calculele că trebuia să fie în cazul în care eterul ar fi antrenat de apă. Însă alte experimente care au urmat, tot mai sensibile, de tot mai mare precizie, au demonstrat că eterul nu este antrenat de corpurile în mișcare sau cel puțin nu este total antrenat, pentru că exista și ipoteza eterului parțial antrenat. O ipoteză care mai mult încurca lucrurile decât le clarifica, deoarece nu putea explica o seamă de observații și experimente și oricum era în contradicție cu rezultatul experimentului Michelson-Morley. Acum puteți înțelege că, după experimentul Michelson-Morley, fizica a intrat într-un impas. Problema era următoarea. Rezultatul acestui experiment nu putea fi înțeles decât dacă acceptăm ideea că eterul este antrenat de Pământ în mișcarea lui. Dar rezultatul experimentelor de tip Fizeau
nu poate fi explicat decât acceptând ideea că eterul nu este antrenat sau eventual este doar parțial antrenat de corpurile în mișcare. Dar cele două proprietăți ale eterului nu pot fi amândouă adevărate. Eterul nu poate fi și antrenat și neantrenat în același timp. Faimosul detectiv Sherlock Holmes, într-una din povestirile lui Arthur Conan Doyle, spune cam așa: atunci când a eliminat toate explicațiile imposibile, atunci cea care rămâne, indiferent cât de ciudată este, indiferent cât e de necrezut, trebuie să fie cea adevărată. Și așa s-a întâmplat și în cazul eterului. Exista o singură explicație posibilă pentru faptul că unele experimente ne arată că eterul este total antrenat, iar altele ne arată că eterul nu este antrenat sau este doar parțial antrenat. Și explicația respectivă este: nu există eter. Lumina nu este undă mecanică, nu are nevoie de un mediu ca să se propage. Lumina înseamnă două câmpuri, câmp electric și câmp magnetic. Și oscilația care se petrece întotdeauna când avem o undă, este acestor două câmpuri. Și câmpurile sunt la fel de reale ca substanța, nu sunt mai puțin reale. Deci lumina se poate propaga prin vid, nu are nevoie de un mediu. Dar partea cea mai ciudată abia urmează, pentru că apare din nou întrebarea obsedantă: dacă nu există eter, atunci față de cine are lumina viteza pe care ne-o arată ecuațiile electromagnetismului? Dacă nu există un mediu prin care se propagă lumina și față de care lumina are viteza pe care ne arată teoria, atunci care este sistemul de referință în care lumina are viteza calculată de ecuațiile lui Maxwell? Aici a intervenit Einstein în anul 1905 printr-un articol cu titlul Despre electrodinamica corpurilor în mișcare, articol care este actul de naștere al teoriei relativității. În acest articol, la întrebarea față de cine are lumina viteza pe care o putem calcula pe baza ecuațiilor lui Maxwell, Einstein răspunde: față de oricine. Articolul conține două postulate, adică două principii, de la care, dacă plecăm, putem explica rezultatele tuturor experimentelor legate de lumină. Putem împăca rezultatele aparent contradictorii ale celor două categorii de experimente despre care v-am vorbit. Cele două postulate sunt următoarele. Primul spune așa: legile fizicii sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale. Ceea ce aduce nou aici Einstein este generalizarea principiului relativității al lui Galilei, care spunea că legile mecanicii sunt aceleași în toate sistemele de referință inerțiale. Einstein spune că nu doar legile mecanicii, ci toate legile fizicii, ceea ce înseamnă că nu doar fenomenele mecanice se petrec la fel în toate sistemele de referință inerțiale, toate fenomenele se petrec la fel, inclusiv cele electromagnetice. Al doilea postulat este probabil cel mai straniu și mai contraintuitiv lucru până la Einstein pe care fizica ne-a făcut să-l înțelegem despre lumea în care trăim. El spune așa: viteza luminii este aceeași în toate sistemele de referință inerțiale. Cu alte cuvinte, indiferent cum ne mișcăm față de o sursă de lumină, lumina care vine de la sursă va avea față de noi aceeași viteză. Dacă ne apropiem de o sursă cu, să zicem, jumătate din viteza luminii, lumina care vine de la sursă trece pe lângă noi cu viteza luminii. Dacă ne îndepărtăm de sursă cu, să zicem, 3/4 din viteza luminii, lumina care vine de la sursă trece pe lângă noi cu viteza luminii. Oricât de ciudat pare, știm că acest lucru e adevărat. El este confirmat de nenumărate experimente și observații. Dar această ciudățenie a propagării luminii are câteva consecințe și mai ciudate. Dar despre ele voi vorbi în partea a patra. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!